De ultimă oră, un om a murit într-un accident care a avut loc în Olt. Un camion a lovit un limitator de înălțime pe DN6, iar limitatorul a căzut peste o mașină care era în trafic. Andreea Borborost știe ce s-a întâmplat. Andreea. Bun găsit tuturor! Momente absolut dramatice pentru o familie din Olt, asta după ce un limitator de înălțime greu de sute de kilograme din fier s-a prăbușit peste autoturismul în care aceștia se aflau. Din primele informații se pare că stâlpul ar fi fost doborât la pământ de un buldo-excavator. Cert este faptul că în urma impactului o femeie în vârstă de 44 de ani a intrat în stop cardiorespirator. La sosirea medicilor de pe smurt, femeia era într-o stare critică, s-au încercat manevrele de resuscitare, însă fără succes, motiv pentru care a fost declarat decesul victimei. Totodată, fiul acesteia, un tânăr în vârstă de 18 ani, dar și soțul femeii, un bărbat în vârstă de 42 de ani, au fost răniți și au fost transportați de asemenea la spitalele din împrejurim pentru a primi îngrijiri medicale. La fața locului se află mai multe echipaje de poliție, cele care fac acum verificări. De asemenea, trebuie menționat... Mulțumesc, Andreea Borborost, te așteptăm cu informații noi.